Dublarea impozitelor prin penalități și dobânzi în noul cod de procedură fiscală a fost tema unui studiu realizat de câțiva consultanți și auditori financiari, ale cărui rezultate au fost publicate în presa electronică. Clasamentul majorărilor de impozite pentru clădirile rezidențiale punea în primele două poziții municipiile Turda, creștere de 275%, și municipiul Tecuci, creștere de impozitare de 150%. Aceste majorări aveau în vedere stabilirea impozitului pe locuințe, nu pe criterii de calitate a proprietarului, persoană fizică sau juridică, ci de în funcție de scopul utilizării clădirii. După aceste criterii, Iași, Constanța și Craiova ar fi localitățile cu cel mai mic impozit pe clădirile rezidențiale, iar Turda și Tecuci localitățile cu majorări exagerate ale fiscalității. Primarul municipiului Tecuci nu a putut fi contactat, fiind în concediul de iarnă în Austria. A făcut însă câteva corective ale situației fiscalității de la Tecuci jurnalistul Virgil Călmău, care a remarcat că datele din clasament au fost anterioare votului din Consiliul Local Tecuci și nu sunt conforme cu realitatea. Lucrurile stau în felul următor. Da. El a anunțat în primă fază, a anunțat printr-un document că va mări impozitele ca să arate că PSD-ul e rău și că el e bun pentru că e de la PNL. A spus în felul următor. Deci la documentele de la mapa consilierilor le-a transmis că dorește majorarea impozitelor la cota maximă. Asta ca să se răzbune pe PSD-iști că în codul fiscal există o cotă maximă de impozitare. Da. Pentru că la Tecuci a ieșit un adevărat scandal pe care noi l-am mediatizat și am adus în sala de ședință de Consiliu, da, chiar și din barca PNL-ului, oameni foarte apropiați de el care au criticat această măsură, a întors foaia și a zis: dom'le, dar eu n-am propus așa ceva. A scos pur și simplu documentul respectiv și a spus: nu, dom'le, eu nu vreau așa, eu sunt liberal, eu nu vreau să măresc impozitele. Nu numai că nu le-a mărit, le-a și micșorat. Aha. Adică unde era 1% anul trecut, acum le-a lăsat 0,8%. Vorbesc de rezidențiale și toate celelalte. Rezidențiale, deci, și PFA-uri, nu? Că aici este... Da, da, acolo, da, acolo erau toate poveștile. Nu. Impozitele chiar au rămas, hai să zic, în cel mai rău caz la același nivel, dar unele chiar s-au micșorat. Da. Deci e o informație nepotrivită, o informație... neadevărată. Este votată în Consiliul Local? Este votată, da. Și impozitele, deci, sunt la un nivel mai mic ca anul trecut. Unele dintre ele sunt la un nivel mai mic decât anul trecut. Cele care s-au dezbătut mai aprig în dezbaterea publică. Impozitele pe clădirile rezidențiale sunt structurate în trei categorii. Folosirea clădirii în scop rezidențial, locuință cu cote de impozitare între 0,08 și 0,2%, folosirea clădirii în activități economice, sedii de PFA, sedii firmă, cabinete, cu procente de impozitare între 0,2 și 1,3%, cu condiția ca aceste clădiri să fie reevaluate, construite, achiziționate în ultimii 5 ani. Folosirea clădirii în activități economice, dar construcția să nu fi fost reevaluată în ultimii 5 ani, când procentul este de 2% din valoarea clădirii. Este de remarcat majorarea artificială a modului de determinare a suprafeței prin măsurarea la exterior, respectiv aplicarea unui coeficient de 1,4%, adică 40% în anul 2016, față de un coeficient de 1,2%, respectiv 20% existent în anul 2015. Pentru construcțiile cu destinație economică, în foarte puține cazuri, primăriile au aplicat nivelul minim de impozitare, mergând către procentul maxim. În plus, în mai multe cazuri, s-a aplicat și o majorare permisă de lege de 50%.